Neața, bine ați venit pe canalul Oana și Daniel Dănescu. Se vede un colț din tablou. Așa. Se vadă tot tabloul, dar nu se mai vede fața mea. Am găsit un joculeț pe Google Play, magazin Play. The Papa, nu mai știu cum. Oricum o să vă scriu în titlu. Papa, nu mai știu, Papa the Horror Game, ceva de genul. Da. Uite, suntem într-o căsuță. Aici e casa monstrului. Mau? Așa se numește monstru? Așa se numește monstru, se numește Bauau. Am ieșit pe o ieșire. Am văzut aici... Uite, vezi? Aici așa, la măsuța asta, lucește foarte mult. Hai să facem un screenshot până nu vine monstrulică. Uite, acolo în camera aia lucește. Eu trebuie să merg să iau toporul ăla de acolo. Așa, aici pot să mă ascund sub masă. Sub fiecare măsuță de asta pot să mă ascund. Aici e un topor care trebuie să-l iau. Poc, poc! Aici mai e ceva în camera asta? În camera monstrului? Papa, nu știu cum. Da, na, 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 na. Ăla era piciorul meu. Stăteam agățată de el. De piciorul Messi. Nu mai e nevoie acum că nu mai e picior. Nu mai e nevoie, nu? Da. Uite ce casă drăguță are monstrulică. Monstrulică, uite și niște saci de făină cu ciorfii ăștia. Multe butoaie aici în casa lui. Hai, e grâu acolo, mă. Chiar am zis bine că are saci de grâu aici. Asta e un fel de cămară și a făcut provizii. Monstru. Uite aici alt saci, vezi? Monstru și-a strâns... Și-a strâns pe aici și a făcut provizii. O grămadă de mese aici în casa asta. Ce face aici? Party? Ce face la mesele? Mi-a tras-o! Mi-a tras-o! Rezum. Mi-a tras-o monstru. Să faci un pui de monstru acum. Da. Mi-a tras-o monstrulică. Apă plată, mami? Normal. Rise of Civilization. Ce? Așa, da. Ce? Engleza, a? Pronunție, da. Rămâi uimit. Uite-l! Uite-l! Mi-a tras-o. Dar cum Dumnezeu m-a prins acolo, nu m-aștepta la cotitură. Și ți-a tras-o. Mi-a tras-o. Mi-a tras-o de două ori, mi-a tras-o, mă. După aia să filmezi și tu joculețul ăla care au zis fanii. O
să-l filmez când o să am timp. Da, când ai timp, adică, dacă ai timp, am vrut să zic. Suntem din nou în prima încăpere a monstrulicului. Uite, uite. Ia să vedem cam cât am filmat până aici. Și să văd, o să văd după numărul de like-uri dacă vă place jocul ăsta cu monstrulică care ți-o trage. Ție-ți place jocul cu monstrulică care ți-o trage? Am făcut o grămadă de gălăgie aici și nu știu dacă e bine să fac atâta gălăgie, că mă aud de monstru. Un butoi mare. Ce ți-am zis că... Aoleu, era chiar în spatele meu, dar nu trebuie să fac gălăgie, mă, tati, mă. Ei să merg așa, puș-puș, și acolo au cam căzut ălea. În cât mai multă liniște, ca la tif. Ceva în genul ăla, ca să nu audă ăia, știi? Te stricori așa. Nu, tati? Miau, păi de normal că te stricori. Da, se aude niște muzicuță după la vecini, sper că nu se aude și pe filmare. Da. Unde-i monstrulică? Uite-l! Chiar întrebam de el și el. Era chiar lângă mine. Iată ce mai construiesc ăștia la casă. E interesant joculețul ăsta. Cu casele. Cum se numește? Guns of Glory. Oh my God. Din nou în prima cameră unde monstrulică nu știu cum de nu este aici. Aici, cât de cât suntem în siguranță, dar nu se știe până... Şi! Pâși, pâși, ne strecurăm, că monstrulică ăsta nu trebuie să știe că suntem aici. Am dărâmat ceva. Sper că n-a venit în spatele meu, nu-i așa? Atenție mare la saci ăștia care sunt pe mese și care cad aiurea. Și... Cum naiba că eu când m-am întors nu era? Trebuie să vedem cum face cu monstrulică. Suntem în casa monstrului. Ia. Și puș, 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 puș. Uite-l! Fugiți, bă! Și la întuneric a venit după mine. Deci nu ține varianta. Că mă bag la întuneric, nu mă vede, dar mă vede. Uite, un joc cu roboți. Cum se numește ăsta, ia? Ah,
cred că am mai filmat ăsta War Robots. Nu știu, că îmi sună cunoscut. Joculețul. Cred că l-am mai filmat. Mai încercăm un pic, uite că seamănă un pic cu Granny, vezi că și acolo tot așa scria The First Day, nu mai știu cum scria acolo la Granny. Uite că e și aici un scaun, oare dacă dărâm scaunul ăsta vine monstru? Și dacă mă bag la întuneric, tot n-am rezolvat nimic. Ia să vedem. Te pomeni că e în camera asta, ha? Hei, monstrulică! Are și etaj casa lui, dar cine a mai ajuns acolo la etaj? Că nu am cum să ajung, deocamdată mă prinde. Monstru. A dărmat? Nu, trebuie să mergem în liniște. Puș, 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 puș. Dar unde-i ciocanul ăla? Că aici, într-o cameră din asta, era ciocanul. Văd acum că nu mai e în aceeași cameră. Ah! Am făcut gălăgie. A, uite la aici ciocanul. Am răsturnat ceva acolo și m-am gândit că... Uite-l! Uite-l că e acolo! Ați văzut? Se plimbă! Se plimbă monstru! Ies o iau eu pe partea asta, pe aici, pe unde nu mă vede monstrulică. A, păi, dar asta e camera de unde am plecat. Am ajuns înapoi aici. Unde e? Unde e că nu mai văd? A căzut ceva de pe masă? Păi să mă ascund sub mesele astea când vine monstrul ăla. Dar de multe ori mă nimeresc unde nu sunt mese. Uite, ca în Granny, vezi cum e, cum era în Granny cu patul ăla. Așa și aici. Nu mai vă monstrulică. Hei! Uite-l! Nu mai văd eu, dar el m-a văzut. Da, acesta a fost joculețul care am vrut să vi-l arăt astăzi. Dacă v-a plăcut, o să văd după numărul de like-uri și de vizionări și dacă mai vreți să fac serie cu joculețul ăsta. O să văd ce succes are clipulețul. Pa, pa!